Ați organizat concurs pentru ocuparea posturilor de director general ai caselor de asigurări de sănătate județene. Despre acest concurs știm că s-a vorbit destul de mult acum în ultima perioadă și unii susțin că pe aceste posturi ar trebui să fie oameni care au pregătirea necesară, alții vorbesc mai mult de implicarea politică. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum ar trebui să fie și de ce considerați că este extrem de importantă această funcție de director general al unei case de asigurări județene până la urmă? O să încep cu a doua parte a întrebării și mă voi apropia treptat de prima parte legată de care ar trebui să fie elementele cheie ale profilului ocupantului postului. De ce este important directorul general al unei case de asigurări de sănătate? Ocupantul postului gestionează fondul la nivel local prin încheierea de contracte cu furnizorii de servicii medicale la toate nivelurile de asistență medicală, cu medici de familie, medici în ambulator de specialitate, investigații paraclinice, spitale și așa mai departe. Desigur că există un cadru legal, există niște criterii și așa mai departe, însă directorul general are suficient de multă latitudine pentru a analiza nevoia de servicii în teritoriul pentru care este responsabil la nivelul populației și a lua deciziile, în principal de contractare, nu doar de încheiere a contractelor, dar și de monitorizarea desfășurărilor și așa mai departe, astfel încât nevoia de servicii să poată fi acoperită cu serviciile contractate în limita, desigur, a fondurilor disponibile. Astfel încât este foarte multă responsabilitate și, dacă dorim, să spunem simplu, putere pentru a lua aceste decizii, astfel încât obiectivele sistemului de sănătate la nivel local să fie atinse. Reiau o idee foarte importantă, în opinia mea, pe care am încerc să o transmit de câte ori am ocazia. Casa Națională de Asigurări de Sănătate nu are contract cu nimeni, cu niciun furnizor. Toate contractele prin care fondul este folosit pentru a cumpăra servicii medicale se încheie între o casă de asigurări de sănătate și furnizorii de la nivel local. Astfel încât, repet, persoana care girează aceste contracte, respectiv directorul general, are un rol foarte important. Și banii pe mână. Absolut, banii pe mână. Toți banii trec prin semnătura sa. Acum, ce ar trebui să, care este profilul ideal, să spun? Există în actele normative, desigur, o listă de atribuții principale ale ocupantului postului. Dincolo de managementul propriu-zis al casei de asigurări de sănătate, este vorba, cred, într-un sens mai larg de cunoașterea și aplicarea legii. Acesta este fundamentul. Legislația în sistemul de sănătate din România și în sistemul de asigurări sociale de sănătate în România este una complexă, nu doar importantă ca volum, în sensul că sunt multe acte normative legate între ele și așa mai departe, dar, sigur, fără o astfel de stăpânire a aparatului legislativ, este foarte greu de navigat rolul și, desigur, cunoștințele și abilitățile de management și de management în sănătate publică în particular sunt importante, însă doar pentru că ne referim la directorul general ca manager al sistemului de asigurări de sănătate la nivel local, nu trebuie să ne agățăm de management sau de eticheta de manager aici. Nu este o funcție neapărat atât de creativă, în care să ne gândim la un antreprenor de tip Silicon Valley care ia aceste decizii. Nu. Baza este cunoașterea și aplicarea legii. Aceasta reprezintă 99% din activitatea unui director general, astfel încât consider, și aceasta s-a reflectat și în viziunea de examen, că această cunoaștere a legii este un element esențial. În jurul căruia, desigur,
încercăm să evaluăm și am încercat ca parte a concursului și elemente de viziune a sistemului local de sănătate, abilități de management, atât în ceea ce privește funcționarea casei de asigurări, cât și relațiile cu furnizori și alți jucători importanți care, sigur, fac parte integrantă din, din rol. Deci revin și punctez într-o sinteză că cunoașterea și aplicarea legii alături de abilități manageriale sunt elementele cheie ale pentru ocupantul unui astfel de rol. Pentru că ați vorbit de cunoașterea legii, există în momentul de față interpretări uneori diferite de la o casă județeană la alta. Cum putem face să nu mai existe astfel de interpretări și de unde pleacă ele până la urmă? Este într-adevăr o realitate care se manifestă în sistem de ceva timp. Are multe explicații. Cred că trebuie să ne ferim de o explicație prea simplă. În primul rând, cum am spus și mai devreme, legislația este complexă și ea a crescut în valuri, să spun așa. Adică nu au existat episoade discrete, ci pur și simplu la intervale de timp foarte scurte s-a mai adăugat câte ceva, s-a ajustat și așa mai departe. Astfel încât există situații în care nu sunt corelate foarte bine anumite elemente dintr-un act normativ cu cele din alt act normativ și într-o situație concretă fiecare se leagă de ce înțelege mai bine, ce este mai familiar, ce îi se pare că. Deci este o insuficientă claritate, să spun, în unele cazuri. Pe de altă parte, sistemul de sănătate din România este unul mai degrabă legalist, să spun așa. Trebuie să scrie la lege exact cum se face. Ori, o politică de sănătate la nivel național este dificil de făcut la centru, adică să dictezi exact cum se întâmplă în județul X pe dreapta, cum ar trebui. Este foarte greu, chiar dacă ai avea toate datele la dispoziție și noi oricum nu le avem pe toate la dispoziție. Deci un anumit nivel de asumare este normal să existe. Acum, cum este interpretată această asumare, diferă. Sunt și am cazuri concrete pe care le-am văzut până acum. Sunt exemple de director general care își asumă o anumită interpretare corectă și iau o decizie. Sunt alții care așteaptă să li se spună exact cum trebuie să facă la literă. Adevărul, cred eu, este pe undeva pe la mijloc. Trebuie să încurajăm această interpretare nu doar în literă, dar și în spiritul legii, acolo unde, unde este cazul, deoarece legiuitorul nu are rolul de a dicta exact cum trebuie să se întâmple. Sunt unele circumstanțe care depășesc posibilitatea de concepție sau previziune la momentul elaborării actului normativ. Însă unde este, unde începe și unde se termină acest spațiu de autonomie este foarte gri în acest moment și intervine și în anumite situații teama de asumare, consecințe legale și așa mai departe, din nou de înțeles. Cred că aici putem lucra mult mai mult și eu sunt angajat în acest proces pe toate palierele, să încercăm să clarificăm actele normative acolo unde este cazul, să încercăm să ne consultăm mai mult inclusiv cu cei din teritoriu la elaborarea lor, pentru a fi foarte clar că suntem împreună și încercăm să prevenim într-o anumită măsură situațiile care pot apărea, dar în același timp să investim și în a încuraja autonomia acolo unde este cazul și inclusiv în mijloace de detecție a aplicării neuniforme a legilor, dar și de ajustare rapidă, pentru că am avut situații în care, de exemplu, de ani de zile, o anumită prevedere, o literă X a unui articol, pur și simplu nu era implementată și nimeni nu știa că nu este implementată. S-a aflat când a apărut o situație. Nu a fost ceva grav, dar, într-adevăr, astfel de situații există. Eu cred că rolul legiuitorului este acela de a da direcția, de a trasa granițele. În interiorul lor pot apărea circumstanțe pe care un manager la nivel local trebuie să poată să le interpreteze și să aibă autonomia să-și asume niște decizii. Acest spațiu e destul de vag conturat în România în acest moment, în sistemul românesc de sănătate. Cred că trebuie să lucrăm nu doar Casa Națională, dar toți actorii din sistem să
să îmbunătățim atât claritatea, cât și mecanismele astea de asumare și ajustare pe parcurs. Cred că idealul de a dicta de la centru este unul absolut nerealist. Totuși, considerați că în momentul de față un director general al unei case de asigurări de sănătate județene are suficiente pârghii la îndemână pentru a, să spunem, asigura accesul la servicii medicale conform nevoilor existente în județul în care este? Cred că e dificil de răspuns la întrebare în momentul ăsta. Desigur, casele de asigurări de sănătate gestionează fonduri importante. Sunt diferențe mari între ele. De exemplu, Casa București e practic cât o țară mai mică. Alte județe corespunzător cu populația, numărul de furnizori și așa mai departe, au bugete mai mici. Ceea ce este clar este că atât cât sunt disponibile fondurile publice pentru sănătate în România, este absolută nevoie de priorități, care încep de la nivel central cu direcțiile mari de politică publică, precum ce este în pachetul de bază, ce se face pe programe și așa mai departe, până la nivel local, unde directorul general trebuie să ia decizii precum cum acopăr eu o specialitate clinică în județul meu, inclusiv din punct de vedere teritorial, foarte concret. Ca să acopăr nevoia de medic specialist alergologie, unde, cu cine închei contract, astfel încât oamenii să poată ajunge la el, în orașul A sau în orașul B. Unde este nevoia, cine are, cine poate ajunge, inclusiv poate în afara județului, că județul nu este o unitate desprinsă, oamenii circulă, sunt multe aspecte de luat în considerare și aici intervine discernământul. Deci cred că nu trebuie să ne gândim neapărat la decizii cosmice sau discreționare ale la latitudinea directorului general, însă multe dintre ele sunt situații absolut concrete în care cineva într-un astfel de rol trebuie să-și asume. Mai dau un exemplu. Dacă mai mulți furnizori de servicii spitalicești vin, fac cerere să intre în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate și toți au propun un număr de patru pe același tip de secție, cineva trebuie să ia o decizie pentru că nu ai nevoie de toți în momentul ăla. Poate că cererea este aproape, nevoia este aproape acoperită. Cu cine intri? Pe ce criterii? Ce ai în vedere? Este imposibil de specificat în lege, sunt imposibil de specificat toate situațiile. Astfel încât, într-o astfel de decizie, directorul general trebuie să aleagă și să prioritizeze. Fie le spune nu tuturor, fie doar un anumit furnizor pentru că are un scor mai mare din punct de vedere sau așa mai departe. Deci, acestea sunt niște decizii, am încercat să dau niște exemple puțin mai concrete, care arată cam ce tipuri de decizii se iau și ele poate nu au implicații la nivelul sistemului, dar la nivelul oamenilor, asiguraților care beneficiază de servicii, ele pot avea implicații foarte mari. Fac diferența între a veni la București pentru tratament sau a avea serviciul în localitatea de reședință în funcție de ofertă. Practic ne-ați creionat cumva profilul directorului general. De aceea aș vrea să vorbim puțin și de concursurile care tocmai s-au desfășurat și, așa cum știm, au fost 5 admiși din 33. Au promovat destul de puțin, zic eu. Cum vă explicați acest lucru? Pe de o parte mă întreb, sunt românii mai puțin pregătiți pentru astfel de joburi sau au fost cumva pretențiile standard mult prea mari? Din nou, cred că sunt multe explicații și punctul de vedere privind standardul concursului fiind, putând fi, să zicem, ajustat, este unul potențial pertinent. Trebuie să ne gândim la tot. Nu spun că a fost un concurs perfect sau a fost un concurs implementat conform unei viziuni pe care am încercat să o explic. S-a bazat la proba scrisă pe demonstrarea cunoașterii legii, iar la proba interviu pe demonstrarea cunoștințelor și abilităților manageriale. Aceasta a fost viziunea de concurs pe care mi-am asumat-o și mi-o asum și în continuare. De ce au promovat doar 5 din 33 de candidați?
Mi-este greu să răspund, sunt mai multe explicații potențiale. Desigur că și poate istoricul acestor concursuri joacă un rol, poate a fost și un scepticism, o anumită prudență față de oarecum va fi acest concurs nou, conducere nouă, ce se vrea. Cred că fiecare candidat s-a pregătit într-un anumit fel, dar unii s-au pregătit cumva aliniat cu specificația concursului și alții mai puțin. Mi-e greu să spun de ce. Ce pot să spun este că toți cei cinci care au promovat concursul și am aflat asta la proba interviu, toți cei cinci sunt oameni cu experiență mare în sistem. Cred că majoritatea sunt în sistemul asigurărilor de sănătate de la început, pe diferite poziții. Deci, iată că, din acest punct de vedere, experiența în sistem nu a reprezentat, cred eu, neapărat un factor discriminatoriu într-un sens sau în altul, dar așa au fost rezultatele acum. Nu e ca și cum cei care sunt vechi în sistem au fost dezavantajați de acest concurs sau de acest format de concurs. Dovadă dimpotrivă, se pare, dar cred că e prea devreme să tragem o concluzie generală.